pățaniile lui Giufă. Din timpuri vechi, îndepărtate, se spune că a fost odată ca niciodată o mamă care avea un fiu cu numele de Giufă. Mama lui era cam săracă și Giufă era fără minte, leneș, dar viclean. Într-o zi, când maică s-a scotocise într-o ladă veche și dăduse peste o bucată de pânză, îi spuse lui Giufă: "Ia pânza asta, caută să o vinzi unor oameni dintr-un sat mai îndepărtat. Vezi însă să fie niște oameni care vorbesc puțin." După ce sosi într-un sat mai îndepărtat, Giufă a început să strige: "Cine vrea pânză? Cine vrea pânză?" Cumetrele îl chemară să vadă pânza, în timp ce o tot învârteau pe o parte și pe alta, găseau mii de lucruri de spus. Unii o găseau prea grea, alții prea subțire, alții că era prost ținută sau că era prea scumpă. Giufă, care se gândea la vorbele mamei lui, vinde pânza unor oameni care vorbesc puțin, auzindu-le că pălăvrăgeau atâta cumetrele acelea, le smulse pânza din mână și plecă în căutarea altor cumpărători. Și mergi și tot mergi, până când intră într-o curte unde se afla o statuie de gips. Giufă se adresă de parcă ar fi fost o persoană vie: "Doriți să cumpărați pânza asta?" Și bineînțeles că statuia rămase mută. "Aha, dumneata nu vorbești?" spuse Giufă. "Atunci, dumitale, pot să-ți vând pânza." Și-și lăsă pânza lângă statuie. Văzând că ea nu se mișca, continuă: "Mâine voi veni să-mi iau banii." Și plecă înapoi. Ajuns acasă, mama s-a întrebat ce făcuse cu pânza. "I-am vândut-o unei doamne frumoase, care, după cum mi-ai spus dumneata, nu vorbea." "Și banii? Și banii mi-i va da mâine." A doua zi, Giufă se întoarse la statuie, care era, bineînțeles, în același loc. Dar pânza nicăieri. Pânza dispăruse. Giufă, gândindu-se că statuia își dusese pânza acasă, începu să spună: "Dumneata să-mi dai bani." Și statuia, firește că rămânea mută. "Vreau banii mei," repeta în schimb Giufă, strigând din ce în ce mai tare. Dar statuia continua să tacă. În cele din urmă, Giufă, pierzându-și răbdarea, începu să strige: "Nu vrei să-mi dai banii? Ți-arăt eu, dumitale, atunci cine sunt eu." Și luând o lopată uitată în curte de un țăran, a început să lovească orbește biata statuie, încât nici nu mai e nevoie să spun, o făcu în mii de bucățele. Dar, cofi, copăți, când capul și brațele statuii căzură pe jos frânte, o lovitură de lopată izbi statuia chiar în burtă. Din gipsul spart a apărut deodată o ulcică plină cu monede de aur. Iute Giufă le luă, le puse în buzunar și se întoarse acasă. "Iată banii," spuse maică-si. "Nu voia să-mi dea, dar am omorât-o cu o lopată și mi-am luat banii care mi se cuveneau." Auzind vorbele lui, mama lui Giufă, știind din experiență că în spatele lor trebuia să se ascundă cine știe ce prostie, îi spuse: "Acum fii tu mut ca să ne putem bucura în bună pace de acești bani." Mai trecură câteva zile. Într-o dimineață, în timp ce mama lui era plecată, Giufă se duse la câmp să culeagă măluri. Se întoarse în sat noaptea târziu. În timp ce mergea, pe cer apăruse luna. Dar cum cerul era foarte norat, luna acum se vedea, acum nu se mai vedea. Când apărea, Giufă spunea: "Apare, apare!" Și când se ascundea, "Se lasă, se lasă!" Și nu obosea deloc spunând: "Apare, apare, se lasă, se lasă." Dar, ca să vezi întâmplare, pe drum, ascunși în spatele unui zid, doi hoți despicau și jupuiau un vițel pe care îl furaseră. Când auziră cuvintele "Apare, apare, se lasă, se lasă", crezură că cineva voia să-i anunțe că se apropiau jandarmii. Și atunci, îngroziți, o luară la goană și lăsară vițelul frumos jupuit pe jos. Giufă, auzind zgomotul pașilor lor, se uită după zid și văzu bunătate de vițel în voia primului venit. Sări zidul, luă cuțitul și începu să taie din carne. Și tăie cât să umple un sac și să umble încovoiat sub greutatea lui. Ajuns acasă, spuse:
Mamă, deschide! De ce te-ai întors acasă atât de târziu? Și Giufă spuse, am venit noaptea pentru că ți-am adus carne. Mâine mă duc să o vând, fiindcă am nevoie de bani. Dar maică s-a zise, ei bine, mâine te vei duce la oraș și vei vinde carnea. A doua zi de dimineață, Giufă se duse să vândă carne. Se întoarse seara și maică s-a-l întrebă, ai vândut carnea? Da, le-am dat-o pe credit muștelor. Și când vei primi bani? Când îi vor avea? Dar trecu o zi, trecură două, după 8 zile, muștele încă nu aduseseră bani. Obosi să le mai aștepte, Giufă se duse la judecător. Domnule judecător, vreau să mi se facă dreptate. Am dat pe credit carne muștelor și încă nu au venit să mi-o plătească. Judecătorul, care știa cât de prost putea fi Giufă, îi spuse, iată sentința, unde vezi o muscă, o moară. Dar cu totul întâmplător, chiar în clipa aceea, o muscă se așeză pe capul judecătorului. Giufă ridică iute ciomagul și harște o lovitură de-ar fi doborât și un bou, nu o muscă. Dar musca era pe capul judecătorului și capul judecătorului la lovitura aceea se deschise într-o rană adâncă. Dar Giufă striga cât putea. Sentință executată! Sentință executată! În legătură cu judecătorii, iată o altă istorioară. Într-o zi, în timp ce încă mai dormea, Giufă auzi cântând un flaut. Se trezi și o întrebă pe maică-sa. Cine e cel ce cântă și mă trezește din somn? Este cântărețul dimineții? E o plictiseală nemaipomenită. Asta înseamnă că nu o să mă mai lase să dorm, spuse Giufă. Și îngrijorat să nu-și strice somnul, se ridică și cu un ciomag gros alergă să-l omoare pe bietul nenorocit. Dar acela, înspăimântat, o luă la goană și se duse atât de departe, de nimeni nu-l mai văzu niciodată în sat. Fiii cântărețului, care îl văzuseră pe Giufă alergând cu ciomagul acela gros în mână, după tatăl lor, se gândiră că Giufă chiar îl omorâse și atunci se duseră să-l pârască judecătorului, care dădu imediat ordin ca Giufă să fie arestat. Mama lui însă, știind că aveau să sosească jandarmii și temându-se că fiul ei chiar îl omorâse pe cântărețul dimineții, se gândi să înșele pe toți. Luă un țap, îl înjunghie și îl aruncă în adâncul fântânii aflate în fața casei. Veniră judecătorul, jandarmii și rudele mortului. Judecătorul îi spuse lui Giufă, unde ai dus mortul? Giufă, gândindu-se că judecătorul voia să vorbească despre țap, îi spuse, l-am aruncat în puț. Din ordinul judecătorului, fiii cântărețului dimineții îl legară pe Giufă cu o sfoară și îi dădură drumul până în adâncul fântânii. În bezna aceea, întinzând mâinile ca să caute trupul țapului, îi auzi pe fiii cântărețului dimineții strigându-i judecătorului. Giufă l-a omorât pe tatăl nostru, el l-a ucis, trebuie pedepsit. Și atunci se gândi să-și bată joc de ei și chiar de judecător. Și într-adevăr, în timp ce atingea diferitele părți ale trupului de țap, striga în fundul fântânii. Tatăl vostru avea lână? Tatăl nostru nu avea lână! Acesta de aici, zicea iar Giufă, are lână, nu-i tatăl vostru? Tatăl vostru avea coadă? Tatăl nostru n-avea coadă. Atunci acesta nu-i tatăl vostru. Tatăl vostru avea coarne? Tatăl nostru n-avea coarne. Acesta are coarne, nu-i tatăl vostru? Plictisit de toate prostiile acestea, judecătorul spuse, Giufă, cu coarne, cu lână, cu ce-o fi, adu-l sus pe cel ucis. Și Giufă se urcă cu țapul în brațe. Văzând că era vorba de un țap, judecătorul îl lăsă în pace pe Giufă, liber ca aerul liber și ca pasărea în zbor. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!